A început sesiunea plenară a celui de-al 21-lea congres al Partidului Popular European. Este un eveniment istoric, fără să exagerăm, pentru spațiul românesc, dar și pentru spațiul european. Pentru spațiul românesc este un eveniment istoric, deoarece faptul că acest congres al Partidului Popular European se organizează în România simbolizează încrederea și atenția și totul specială pe care popularii europeni o acordă spațiului românesc. Spuneam că este un eveniment istoric și pentru Partidul Popular European în sine, deoarece aici, la București, va avea loc reînnoirea programului fundamental al Partidului Popular European, program fundamental care a fost adoptat într-o primă versiune în 1992 la Atena. Acest congres are o importanță deosebită pentru Europa, pentru ceea ce va fi Europa. Toate prevederile noului program fundamental al Partidului Popular European vizează o întărire a Uniunii Europene, să fim împreună într-o Europa puternică, într-o Europa care să aibă o viziune, într-o Europa a subsidiarității, responsabilității și solidarității. Acestea sunt cele trei mari direcții de acțiune viitoare în Europa.